continuare autonomie pentru Ținutul Secuiesc. Proiectul UDMR, care prevede înființarea unor regiuni de dezvoltare separate cu statut autonom, ajunge astăzi pe masa aleșilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Ce urmează și ce prevede acest proiect, ne spune chiar acum colega mea Xenia Croitoru. Xenia, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Proiectul este în procedură parlamentară, în procedură de urgență și cei de la UDMR doresc mai multe lucruri odată cu adoptarea acestui proiect. Printre altele, și-ar dori reprezentare proporțională în instituțiile administrative, atât la nivel local, județean, național, dar și la nivel european, cei de la UDMR. Își doresc, pe de altă parte, reprezentare proporțională a minorităților naționale în instanțe, dar și în tribunale, se arată în acest proiect aflat pe masa Comisiei Juridice. Mai vor cei de la UDMR, tot în același proiect, să fie reprezentați și în instituțiile culturale, dar și în cele de învățământ. Este un proiect care va fi discutat astăzi în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Vom vedea ce șanse reale va avea el să treacă. Este important de precizat faptul că cei de la UDMR au negociat acest proiect destul de intens cu parlamentarii puterii. Rămâne de văzut dacă va suferi modificări, ce modificări va suferi și dacă va trece de Comisia Juridică și când va ajunge în plenul Camerei Deputaților. Mulțumesc foarte mult!